Polițiștii suceveni au organizat vineri 14 octombrie o amplă acțiune de control cu peste 200 de oameni care a presupus razii și verificarea autoturismelor înmatriculate în alte județe. Scopul principal al acțiunii a fost cel de identificare a celor care fac comerț ambulant, ilegal, din poartă în poartă în mediul rural și care adesea folosesc doar pretextul comerțului pentru a fura. La acțiune au participat polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale care au în lucru mai multe dosare privind infractori voiajori de acest gen, alături de polițiști de ordine publică și de investigare a criminalității economice, dar și polițiștii rutieri pentru oprirea în trafic a vehiculelor. Furturile și faptele antisociale săvârșite de infractorii voiajori prezintă un specific aparte, o complexitate deosebită generată în primul rând de faptul că autorii comit infracțiunile călătorind în diferite locații, pe trasee care le asigură ulterior facil ieșirea din județele respective. Pentru prevenirea unor evenimente negative și descurajarea unor astfel de infracțiuni, polițiștii au organizat o amplă acțiune de prevenire și combatere, în special pe zona sudică a județului. Peste 200 de polițiști au fost prezenți pe drumurile europene, naționale, dar și județene, care fac legătura cu județele Mureș, Harghita, Neamț și Iași. De asemenea, acțiunea s-a derulat și la nivelul întregului județ. Au participat polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, dar și polițiștii judiciari de la nivelul subunităților, polițiști de ordine publică, polițiști din structurile de economic și polițiști rutieri pentru oprirea în trafic a mașinilor suspecte. În doar câteva ore, polițiștii au constatat 7 infracțiuni și au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de 10.000 de lei, fiind confiscate și bunuri cu o valoare de peste 5.000 de lei. De asemenea, a fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. În cadrul acțiunii au fost oprite și controlate peste 200 de autoturisme, au fost verificate, amprentate și introduse în bazele de date ale poliției 160 de persoane suspecte în diferite cauze. De asemenea, s-a documentat și activitatea infracțională în mai multe cauze cu autor necunoscut, fiind probată activitatea infracțională a 9 persoane. Ca exemple privind acte de comerț ilegal pe raza orașului Dolhasca au fost identificate 4 persoane, toate din municipiul Dej, care se deplasau cu un autoturism înmatriculat în Polonia și care aveau asupra lor 97 de cutii de parfum. Cei 4 nu aveau documente pe marfă și au declarat că intenționau să vândă parfumul pe raza județului Suceava. Întreaga cantitate de marfă a fost confiscată de polițiști. Într-un alt caz, polițiștii din Solca au depistat în localitate 2 bărbați din Verești care se deplasau sub pretextul cumpărării de produse agricole, fără însă a deține bani în vederea achiziționării. Polițiștii au transmis încă o dată un avertisment cu privire la categoria infractorilor voiajori. Încă o dată le reamintim cetățenilor, pentru a nu cădea victime ale infracțiunilor comise de infractorii voiajori, să nu dea curs unor oferte comerciale aparent avantajoase și să nu furnizeze date cu privire la vecini sau alte persoane.